Vrem să atragem atenția autorităților statului, în special a Ministerului Agriculturii, că este o criză profundă și ar trebui să se ia niște măsuri concrete de a se subvenționa pierderile de venit, pentru că din punctul nostru de vedere este o pierdere de venit și ar putea să adopte, așa cum alte state membre au adoptat, scheme de sprijin ale fermierilor.